Activiști atacați în Hârșova la un centru de carantină. La un centru de carantină din Hârșova a izbucnit marți seară un scandal monstru provocat de unele persoane internate. Totul a început după ce o patrulă de poliție a vrut să verifice dacă se respectă regulile de carantinare. Cei de acolo au intrat într-o altercație cu polițiștii și jandarmii, la început verbală, iar apoi situația a degenerat. Unul dintre cei internați a întrecut măsura sărind chiar la polițiști, astfel că a fost folosit armamentul din dotare. Nu au fost focuri de armă ca în incidentul din cartierul Rahova din București, dar s-a folosit spray lacrimogen. După ce scandalul a fost aplanat, cei implicați au primit amenzile aferente. Sancțiunea pentru astfel de abateri variază între 2.000 de lei și 20.000 de lei.